Ce face video respectiv? Ce obține video respectiv? Care e obiectivul? Interacțiune. Doar interacțiune. Este mega simplu. Interacțiunea de regulă se întâmplă adresând întrebări deschise. Întrebările deschise, pentru cine nu știe, sunt acele întrebări la care nu poți răspunde cu da sau nu. Faceți-vă că sunteți proști. Pentru că în momentul ăla, oamenii, noi toți suntem păreroloși de meserie. Nu știu dacă știți. Noi avem păreri. Despre orice. În momentul în care cineva ne cere o părere, chiar și fiind în mediul virtual, noi simțim nevoia să răspundem. Simțim nevoia să fim de acord sau să nu fim de acord. Și în momentul ăla, interacționăm. Iar interacțiune înseamnă engagement. Corect? Dar, repet, care e scopul? Pentru că dacă scopul meu este să fac un video de genul acesta, să obțin engagement și o vânzare, eu n-aș mai face video. Dar dacă vreau să obțin doar engagement ca să măresc comunitatea și subliniez cuvântul comunitate, atunci da. Puneți întrebări deschise, cât mai multe, despre orice.